Cristina și Alex vor să se căsătorească, dar în ziua nunții apare Lucian, o fostă aventură a Crinei. Crina! Crina! O să nu fac ceva! Crina își dorește o viață palpitantă alături de tatăl copilului ei. Eu vreau să trăiesc! Nu te las să pleci cu copilul meu! Nu ți-e rușine? Te iei de mână cu un idiot și fugiți în lume? În curând însă, tânăra descoperă o altă latură a bărbatului pe care îl iubește. Crezi că e bine să transform casa asta într-un bar? Băiatul, dacă te mai prind pe aici, zici mie și picioarele și te pași cu ele. Și eu am terminat! Aș putea să cer un test de paternitate prenatal? Ce-i nebunia asta? De ce nu m-ai sunat? Unde-i dispărut? Bună ziua! Bună ziua! Sunt inspector Rotaru de la poliție. Decât să te duci la pușcărie! Auzi, dacă vrei să-l vezi pe Titu, îl faci pe tatu să semneze. Dăm drumul! Te căsătorești cu mine, pisui? Crina și Alex sunt împreună de 4 ani. Aceasta este o zi importantă în viața lor, deoarece au decis să se căsătorească. Ceremonia va avea loc într-un cadru restrâns, doar cu familia și câțiva prieteni apropiați. Tânărul cuplu așteaptă și un copil, motiv în plus de bucurie. Poata tatei! Ești așa de frumoasă, am niște emoții! Hai să nu încep să plângi, că încă n-a început, da? Vă mulțumesc pentru tot! Nu ai de ce să ne mulțumești, Alex. Ești pregătită, iubi? Da. Vă rog, să mergem. Rodica? Alex este un om foarte bun. Este cinstit, este devotat. Mă bucur foarte mult că ne căsătorim. Crina! Crina! Lucian! Ce cauți aici? Cum ce caut aici? Nu te las să te căsătorești. Crina, te iubesc, hai cu mine. Cine asta? Ce se întâmplă? Cineva mai bun ca tine, Crina. Hai să plecăm de aici. Doar nu vreți să crești copilul nostru cu alt bărbat. Costel, fă ceva! Băi, băiatule! Pleacă-mă de aici! Băi, băiatule, unde pleci? Pleacă-mă de aici, n-auzi? Sus, Crina! Cea mai frumoasă zi din viața mea s-a transformat într-un coșmar. Nu reușesc să mă dezmeticesc. Cum a putut să-și bată joc de mine în halul ăsta? Mi-a sărit inima din piept când a apărut Lucian. Nu credeam că o să-l mai văd vreodată. Ne-am cunoscut acum câteva luni într-un club, când eram cu colegii de serviciu la munte și am trăit o poveste intensă de dragoste, după care mi-a zis că pleacă din țară. E posibil să fie copilul lui. Nu știu. Oricum, Lucian e altfel. E mai rebel, îi place viața. Alex e băiat bun, însă lipsește pasiunea în relația noastră. Chiar nu vreau să mă căsătoresc cu el și să-mi pare rău mai târziu. Simt că am făcut ceea ce trebuie. Doar câteva minute mai lipseau și Alex și Crina și-ar fi legat destinele pentru totdeauna. Însă nunta a fost întreruptă de Lucian, noul iubit al Crinei și posibilul tată al copilului ei. În lumina noilor evenimente, Crina își face bagajul să se mute împreună cu Lucian. Ți-am adus cheile. Nu cred că mai are rost să le păstrez. Crina, nu pleca. Am mai discutat despre asta. Știu și-mi bine să te strâng de gât. Dar te iubesc, ce să fac? Să te las să pleci așa? Și eu te iubesc. Dar nu unde ajuns încât să mă leg de tine pentru toată viața. Chiar îmi pare rău. Îți promit că vom avea o viață frumoasă. Vreau și pot să te fac fericită. Alex, tu chiar ești un om minunat, bun și blând, îți dorești o casă cu grădină și e foarte frumos. Însă eu vreau altceva. Eu vreau să trăiesc. Pare rău. Nu te las să pleci cu copilul meu. Nu e copilul tău. Îmi
Îmi pare rău pentru Alex, dar eu îl iubesc pe Lucian. Chiar simt că nu e momentul să mă leg la capul căsătorie. Eu vreau să trăiesc, nu să muncesc 12 ore pe zi până la sfârșitul vieții ca să-mi iau o casă cu grădină. Vreau să călătoresc, să fac dragoste și să fac mulți copii. Crina este convinsă că a făcut alegerea potrivită. Ce faci, pisui? Bine. Am o surpriză pentru tine. Ce surpriză? Două bilete la concertul de diseară la XX. Ești groază! Mersi! Hai, mergem? Da. După o noapte petrecută la concert și în cluburi, Crina e trezită de bătăile în ușa ale părinților ei. Măi, fată, pe unde umbli? Ce se întâmplă cu tine? Te-am sunat de 1000 de ori. Nimic. N-am avut telefonul la mine. Dacă mai dispare așa Crinuța, să știi că ai să ne bagi în spital. Și la noi nu te gândești? Ne-ai făcut de râs în fața rudelor. Nici nu mai am curaj să ies din casă. Ție chiar nu ți-e rușine? Costele, termină. Nu termin. Știi câți bani am băgat în nunta asta? Iar tu te iei de mână cu un idiot și fugiți în lume? Tată, liniștește-te și nu te mai enerva. Și Lucian este un idiot. Este bărbatul pe care eu îl iubesc. Iar dacă voi vreți să fiu fericită, lăsați-mă să fiu cu cine vreau. Dar puiu, mami, te-ai gândit și la copil? E bună hotărârea pe care o iei? Știu că vă doare. Dar trebuie să înțelegeți că Lucian este tatăl copilului meu. Gata, nu mai am de ce să vă dau explicații. Dacă nu ai de gând să-mi dai explicații, nici eu nu o să mai pierd timpul cu tine. Hai să mergem, Rodica. Auză, eu chiar nu înțeleg de ce faci așa o tragedie din asta. De ce nu vrei să înțelegi că nu pot să trăiesc cu Alex? Că el mă face să mă simt bătrână. Și n-am să mă mărit cu el doar ca să-ți fac ție pe plac. Iubita mea, noi te iubim. Știi foarte bine chestia asta. Dacă asta este hotărârea ta, gândește-te. Dar Alex, cu siguranță te va ierta. Crinuța, nu-ți distruge viața. Hai, Rodica, să mergem odată. A făcut de rușine toată familia. Au venit rude din provincie la nuntă ca să stea în primărie și să aștepte o mireasă care nu mai vine pentru că s-a hotărât să fugă cu o maimuță îmbrăcată cu geacă de piele. În ciuda supărării părinților, Crina e fericită. Azi a avut programare la ginecolog. Se pare că, în ciuda evenimentelor zbuciumate din viața ei, Crina și copilul sunt bine. Ai venit! Mă bucur că ai venit! Știu, uite, mă dă stres să vin să vă văd. Ce faci, mă, bebică? Cum ești? Dă-mi zi! Doctorul a zis că e băiețel. E băiat? Da! Yes! E sănătos și foarte puternic. Normal că e puternic, dar e băiatul meu, nu? Da. Ce mă bucur. Nu mă interesează ce spun alții. Lucian este tatăl copilului meu. Simt asta. Sunt foarte fericită și abia aștept să se nască. Azi dimineața au venit ai mei în vizită. Ah, super. Și au dus mâncare? Nu. Da? Imaginează-ți că nu de asta au venit. Păi de ce? Tata a urlat. A zis că am făcut familia de râs, că sigur e copilul lui Alex. O să le vină greu să te accepte. Nu-i nimic, o să le dovedim opusul, bine? Am deschis o afacere cu niște băieți și dacă treaba merge cum cred eu că o să meargă, da, o să trebuiască să muncim toată viața, o să călătorim în jurul lumii, o să fim o familie exact ca în filme, da? Dar că acum mi-e un pic foame. Auzi, ție nu ți-o foame? N-ai pofte? Bebică, ție nu ți-o foame? Vrei să mănânci tu ceva? Păi cred că și lui e. Are pofte, nu? Hai să mergem să mâncăm. Auzi, eu nu am bani la mine. Tu mai ai ceva la tine? Da, da, da. Ai? Da. Hai să mergem, hai. Bebică, zi-mă ce vrei să mănânci. Ha? Am dat drumul la o afacere cu niște amici. Dacă treburile merg cum cred eu, o să ne umplem de bani. Pe urmă plecăm în America, pentru că oricum aici nu vom mai putea rămâne. Ideea e că am nevoie de mulți bani, pentru că mai e mult de investit. Dar vine și copilul, poate ne căsătorim și cine știe, poate fac rău și de un credit. Crina e fericită. Copilul este sănătos, o așteaptă o viață palpitantă alături de Lucian,
și acesta i-a promis că vor călători curând. Dar Alex speră să o convingă să renunțe la toate acestea. Ce faci aici? Dacă te vede Lucian, iese cu scandal. Crina, te rog, ascultă-mă. N-am putut să mai ascult, ne-am spus tot ce era de spus. Doar un minut, te rog. Bine, un minut, zi. Am tot gândit, copilul nu are cum să fie lui Lucian. Dacă te-ai aminte perioada când ai fost la munte și l-ai cunoscut... Termină! Nu mă interesează. Lucian este tatăl copilului meu. Hai că am foarte multă treabă. Te iubesc, nu pot trăi fără tine. El nu o să te iubească niciodată așa cum te iubesc eu. E un golan profitor. Dar nu-ți permis să vorbești așa despre el. Nu înțelegi. Lucian e altfel. Lângă el simt că trăiesc, mă simt vie, nu mă plictisesc. Lângă tine... Hai, chiar nu vreau să te jignesc. Noi doi pur și simplu ne potrivim. Las-o baltă. Crina. Alex nu merită să mă port așa cu el, știu. Dar dacă aș fi rămas lângă el, tot s-ar fi terminat odată și odată. Pur și simplu nu ne potrivim. O să-i fie greu o perioadă, dar o să înțeleagă și o să treacă peste. Crina este tulburată de întâlnirea cu Alex. Speră să o lase în pace odată pentru totdeauna. Se bucură că ajunge acasă în sfârșit și se poate întâlni cu Lucian, însă acasă o așteaptă o surpriză. În sfârșit, ai adus și bere? Bună și ție. Da, am adus. Ce bine. Dă-mi coace că mor de sete. Unde? Te rog, nu mai fuma în casă. Și chiar nu cred că îi face bine copilului. Nu mi-a venit să cred că stătea cu berea la televizor, fără nicio grijă. Iar o gravidă merg la cumpărături. În fine, nu mai contează. Sper să-și dea seama că nu e ok ce face. Luci, vino să mă ajuți puțin. Stai un pic să se termine prima repriză. Sunt cam stresat cu asta, cu afacerea. Nu mai avem bani și lucrurile nu merg prea bine. Se duce dracului tot. De ce vorbești la plural? Care voi? Și despre ce afacere vorbești? Stai liniște, drag. Nu trebuie să te stresezi din cauza mea. O să închei afacerea și o să plecăm și în America și unde vrei tu. Important e să nu-ți faci griji. Îmi place că Lucian este hotărât. Doar că îmi fac griji cu afacerea asta. La ce-i trebuie să atâția bani? Sper că nu se amestecă în nimic ilegal. Luci, unde pleci? Stai să vorbim. Am o afacere de rezolvat. O să vin mâine dimineața să nu mă aștepți, bine? Hai, ceau. Pa. Crina n-a închis un ochi toată noaptea. Își face foarte multe griji din cauza afacerilor lui Lucian și a comportamentului acestuia. Neața, iubire. Unde-ai fost? Te-am așteptat toată noaptea. Da? Afaceri, iubire, am avut afaceri. Ia uite ce s-a mutat. Doamne, din ce bani ai cumpărat aia? Da, ce contează din ce bani am luat-o? Ia uite ce frumoasă e. Îți place? E superbă. Mulțumesc. Hai, pentru ce. Dar de unde ai avut bani să o cumperi? E din banii pe care ți-am dat eu? Păi nu, cum să fie din banii tăi? Ia să-i dau, nici măcar nu mi-ar fi ajuns banii tăi. Am dat drumul la afacere. Investiție minimă, seara, profit maxim dimineața. Am încărcat frigiderul, am plătit facturile și vezi că în câteva săptămâni să-ți faci bagajul, că plecăm, da? Vreau să te întreb ceva. Spune că mor de foame. Ce fel de afacere ai început tu de faci bani așa peste noapte? Afacere din care ies bani, sigur, ce contează? Ți-am spus că o să-ți cumperi tot ce ți-ai dorit, așa cum ți-am promis. Tu nu trebuie să-ți faci griji, că nu e problema ta. Dar chiar îmi fac griji. Dacă pățești ceva, ce se întâmplă cu mine și cu copilul? Nu-ți mai face tu griji pentru mine, da? Și acum, dacă ai terminat cu interogator, vreau să mă și eu să mănânc. Nu înțeleg de ce Crina își face atâtea griji. Important e că treaba merge bine. Aduc bani, în câteva săptămâni o să fim bogați, doar să nu o dăm în bară. Crina este îngrijorată. Nu-i place faptul că Lucian este secretos. Nu-i place că nu știe în ce afaceri e băgat. Se întâlnește cu mama ei la o cafea. Bună, Crinuța. Ce faci, fata mea? Bei cafea? Nu-i prea tare pentru bebe? Nu, că e fără cofeină. O cafea, vă rog. Mai bine veneam la tine acasă și beam cafea, să nu mai bați tu drumurile. Nu, mamă, că n-aveam cum. De ce? Pentru că doarme Lucian. Azi noapte am muncit. A, și ce lucrează Lucian ăsta al tău în toiul nopții? Aș putea să știu? Păi a început o afacere cu niște prieteni de-ai lui. Îmi imaginez. Afacere în mijlocul nopții. Hai, că nu asta contează. Zi-mi, de ce ai vrut să ne vedem? Alex a venit la noi. Tatăl tău l-a invitat. Au stat de vorbă, au băut tot whisky-ul din bar și ne-a spus că
cu siguranță, copilul este al lui. Pentru că atunci când tu ai fost la munte și l-ai cunoscut pe Lucian și spui că ai rămas gravidă, erai de fapt la menstruație. El știe chestia asta. Deci? Mamă, nu mă interesează. M-am săturat de insistențele lui. Și nu eram la menstruație. Oricum, m-am văzut cu Lucian și după seara aia. Hai că chiar e o discuție fără rost. Alex este un băiat tare bun. Săracul de el nu și-a revenit nici până acum. Sper să se lămurească odată cine este tatăl copilului și îmi doresc să nu fie golanul de Lucian. Crinuța, spune-mi sincer, ți-e mai bine cu Lucian decât cu Alex? Da, mamă, mi-e bine. Doar că... Doar că ce? Doar că Lucian muncește foarte mult și eu sunt singură, dar ori se termine toate și o să putem pleca. Să plecați? Da. Unde să plecați? Despre ce plecare e vorba? Plecăm să ne odihnim. Nu vezi că aici s-au întors toți împotriva noastră? Tu pleci cu Lucian în lumea largă și nici măcar nu știi cine-i tatăl copilului? Mamă, gata. Hai să schimbăm subiectul. Până la urmă e strict problema mea. Ok, nu te mai bă la cap. Dar uite, promitem că ai să faci un test de paternitate. E foarte simplu. Am vorbit cu medicul. Trebuie doar să duci o probă de la Lucian, fără să știe el, o probă de salivă. O duci și într-o săptămână aflăm exact al cui este copilul. Incredibil. Dacă trebuie să fac odată testul ăsta nenorocit ca să mă lase în pace, îl fac. După întâlnirea cu mama ei, Crina se gândește să facă testul de paternitate. Ajunsă acasă, este din nou surprinsă neplăcut. Lucian! Crina, e bine, vină încă. Hai să-ți prezint pe cineva, el este... Bobby, prietenul meu cel mai bun, el mă ajută în afaceri și tocmai ce ai ieșit de la... De la serviciu. De la serviciu, da. Salut, poți să-mi zici Bobiță? Poți să spui Bobiță. Putem să vorbim? Da. Ce înseamnă asta? Adică? Sunt însărcinată în caz că ne-ai observat. Crezi că e bine să transform casa asta într-un bar? Măi, Crina, calmează-te. Bobby este prietenul meu cel mai bun. El o să mă aștept să rezolv câteva probleme. Apropo, o să stai la noi câteva zile. Iar pentru bebiță nu-ți face. Tu crezi că e sângele meu. Eu am nevoie de un spațiu liniștit, unde să fiu odihnită. Nu de voi doi beți în mijlocul sufrageriei mele și cum fum să-l tai cu cuțitul. Prieten, nu vă mai certați. Sunteți prea frumoși. Crina e îngrijorată și nu-l mai recunoaște pe Lucian. Explodează capul de nervi. Ce e aici, hotel? Nu-mi place deloc de Bobby ăsta și nu înțeleg cum poate un astfel de individ să-l ajute pe Lucian. Crina simte că degeaba încearcă să-l convingă pe Lucian că nu își dorește să-l vadă în casă pe Bobby. Bărbatul este de neclintit. Vizita neașteptată a lui Alex creează și mai multe complicații. Alex, ce cauți aici? Nu mai pot. Trebuie să vorbim. Te rog, ascultă-mă. Ești normal. Ți-am zis să nu mai fii aici. Nu renunți așa ușor. Te iubesc și nu plec nicăieri. Vorbește mai încet. Plec. Ce mama dracului cauți mai aici, a? N-am venit la tine. Faci pe șmecheră? Am gura ta de curajos. Asta e alesul inimii tale? Asta e alesul inimii tale? Băiatul, dacă te mai prind pe aici, îți rugi mâine și picioarele și te păși cu ele. Ai auzit, puștule, să nu te mai prind pe aici. Hai, marș. Dispari. Ești nebun? Pleca și singur. Ești nebun? Crina, o singură dată, dacă mai vorbești așa de față cu prietenii mei, o să ne supărăm rău de tot. Și mă cam enervează Alex ăsta-n tău. Clar? Hai, mă. Doamne, ce m-am speriat. Dacă nu eram acolo, îl băteau rău pe Alex. Lucian, știu că mă iubește, dar nu mi-aș fi imaginat niciodată că poate să fie atât de gelos și atât de agresiv. Sunt inspector Rotaru de la poliție. Putem să intrăm? Nu înțeleg. De ce trebuie să lucrați noaptea? Crina, cine muncește nu mai are timp să facă bani. Mai minți. Un infractor de drumul mare care merge... Tată! Îți spun pentru ultima oară. Este tatăl copilului meu. Nu e problema mea. N-ai spus tu că el e bărbatul visurilor tale? Lucian e un bărbat periculos. Ascultă-mă. Te caută poliția. Zim-ți. Zim-mi că n-ai făcut vreo prostie. Te căsătorești cu mine, pisăi? Crina
s-a hotărât să fugă de la propria nuntă pentru a trăi cu Lucian. Nu vreau altceva! Te iubesc și nu plec nicăieri. Vorbește mai încet! Crezi că e bine să transform casa asta într-un bar? Însă bărbatul pe care îl iubește nu este ceea ce pare. Băiatul, dacă te mai prind pe aici, să rugi și picioarele și te bat și cu ele. Și eu am terminat! Crina e îngrijorată și nu-l mai recunoaște pe Lucian. Lucian, știu că mă iubește, dar nu mi-aș fi imaginat niciodată că poate să fie atât de gelos și atât de agresiv. Crina este tot mai neliniștită. Simte că nu îl mai recunoaște pe Lucian, cel de care s-a îndrăgostit. În această seară va auzi o discuție foarte interesantă. Da, astea trebuie facturate. 120. Restul facturăm pe firma cealaltă și o să avem totalul. Mâine îl sun pe Cârtiță, are nevoie de factură după masă. Da, o să fie gata la timp. Mă văd cu Gianni și o face în 5 minute, nu o să avem nicio problemă. Nu vine să cred ce am auzit. Despre ce factură e vorba? Și ce fel de afaceri dubioase fac ăștia la mine în casă? Crina? Crina, ce faci? Vrei să pleci? Plec. Pentru că aici nu mă mai simt în siguranță. Ce naiba faceți în casa mea? Crina, calmează-te, muncim doar, dar nu înțeleg de ce spui că nu te simți în siguranță. Ce fel de firmă e asta? Despre ce factură vorbiți? Și de ce trebuie să vorbiți în șoaptă? De ce nu-mi spui nimic? Crina, nu te supăra, avem așa de multe pe cap și atâtea probleme de rezolvat. Chiar n-am vrut să te împovărești și pe tine cu astea. Tu trebuie să ai grijă doar de copil, draga mea. Pe bune, iartă-mă, chiar nu trebuie să-ți bați capul cu astea. Nu mai minți. Bobby și cu tine n-arătați de parcă ați fi terminat aseul. Și nu înțeleg de ce trebuie să lucrați noaptea. Pentru că nu ne ocupăm doar de România, Crina. Avem clienți și peste ocean. La este zi când la noi este noapte. Noi le oferim sistemul, le oferim consultanța. Doar că acum ne este un pic greu, că nu mai avem bani și rezervele se duc. Te rog foarte frumos, termină cu prostiile și ia-ți un loc de muncă normal. Loc de muncă normal? Da! Ca cine, Crina? Ca Alex? Da! Hmm? Crina, cine muncește nu mai are timp să facă bani, înțelegi? Îți aduci aminte când ți-am spus că o să termin afacerea asta și o să plecăm în jurul lumii noi trei? Doar noi trei, Crina, noi trei, atât. Bun, uite, ca să rezolv chestia asta, acum am nevoie de un pic de ajutor din partea ta. Îmi trebuie puțin bani, nu mult, doar puțin bani, cât să protejăm ceea ce am investit până acum. Nu mai am bani. Cum să nu mai ai bani? Nu mai ai bani pe card, a fost extras de luna trecută. Aia sunt banii mei pe care îi adun de la 18 ani și nu mă ating de ei. Crina, Crina, tu nu înțelegi că avem neapărat nevoie de bani ăștia? De unde dracu se scot dacă nu de la tine? Tu nu auzi că sunt banii mei? Bobby, mergi și caută-i în geantă. De ce îmi faci asta? Nu mă enerva, o să primești înapoi mâine. Am nevoie doar de puțin bani, atât. Uite-l. Hei, Crina, Crina, trebuie să ai încredere în mine, nu o să se întâmple nimic, înțelegi? O să fim bine, copilul o să se nască și o să fim ok cu tot și apoi o să dispărăm de aici, bine? Hai, pa, hai să mergem. Dacă până mâine nu-mi primesc banii, mă mut înapoi la ei mei. Îl iubesc pe Lucian, dar mi se pare din ce în ce mai secretos și mai periculos. Purtarea lui Lucian din ultima perioadă a decepționat-o pe Crina și a determinat-o să ia în calcul realizarea testului de paternitate. Bună ziua! Bună, Crina, hai! Hai să vedem ce face băiatul. Domnule doctor, înainte de control, aș avea o întrebare. Aș putea să cer un test de paternitate prenatal? Da, dar să știi că e destul de neplăcut pentru tine. Și știi că pentru asta îmi trebuie o probă și acordul celui care dă proba. O știți pe mama de atâta timp. Chiar nu v-aș ruga dacă n-ar fi o situație cu adevărat complicată. Poate mă puteți ajuta totuși. Nu prea ok, dar pentru doamna Rodica, să vă ce pot face. Mulțumesc. Vreau să se termine discuțiile purtate în jurul sarcinii mele. Am devenit un pic mai sceptică după ce s-a întâmplat azi noapte, așa că vreau să mă asigur că am făcut alegerea cea mai bună. Crina încearcă din răsputeri să mai aibă încredere în Lucian.
În curând însă, toate visurile ei se vor nărui. Bună ziua! Bună ziua! Sunt inspector Rotaru de la poliție. Putem să intrăm? Cum să nu? Sunteți Crina Vasiliu? Da, ce s-a întâmplat? Avem mandat de percheziție. Am dorit să ne uităm puțin, dacă ne permiteți. Vă rog. Veți. Nu înțeleg despre ce este vorba. Am primit informația că aici locuiește Stan Lucian. Este adevărat, domnișoară? Da. Investigația este în desfășurare, dar se bănuiește că domnul Stan, împreună cu mai mulți prieteni necunoscuți, au constituit firme fictive și au fabricat facturi false. Nu pot să cred ce se întâmplă. Exact de ce mi-era teamă. Doamne, sper să nu intre în pușcărie să mă lase singură cu copilul. Asta e. Am găsit ce căutam. Doamne, știați ce se întâmplă în apartamentul dumneavoastră? Nu am nici cea mai vagă idee. Nu-i nimic. Vă îmbrăcați și mergeți cu noi la secție. Crina observă evenimentele șocată și se simte din ce în ce mai rău. După ce i s-a făcut rău, Crina a fost dusă la spital și imediat au fost anunțați și părinții ei. Polițiștii au trebuit să amâne chestionarea. Odihnește-te, Crinuța. Hai, odihnește-te. Tot o să fie bine. Cum e copilul? Slavă Domnului, e bine, sănătos. Stai liniștit. Mamă, îți jur că n-am știut nimic despre facturi. Știu și știe și poliția. Când ai să te faci bine și ai să poți merge, ai să te duci și ai să le spui tot ceea ce știi. Da, da, și să le mai spui că Lucian ăsta este un gunoi, că s-a folosit de tine. Costele... Da, spui, acum nu poți să te calmezi? N-a fost bun Alex pentru tine, care este cinstit, muncitor și te iubește. Ție ți-a trebuit un mafiot din ăsta care te-a băgat în toate belelele astea în care te afli. Lucian nu este un mafiot. Sunt sigură că Bobby are de-a face cu toate astea. Hai, stai liniștită, nu-ți mai face problemă, să avem noi grijă de tot și de tine. Hai să mergem, hai să mergem și să o lăsăm să se odihnească. Acum, cel mai important lucru este ca poliția să-l găsească pe nenorocitul ăsta. Unde i-o fi fost capul când s-a încurcat cu acest individ? Crina a fost ținută câteva zile în spital pentru observație. În tot timpul acesta, Lucian nu a apărut, ceea ce o neliniștește foarte tare pe Crina. Sunt tare curios. Pe unde o fi acum iubirea vieții tale? Costele, încetează, te rog. O să încetez când o să aflu că tatăl nepotului meu nu este un infractor de drumul mare care merge... Tată! Îți spun pentru ultima oară. Lucian este tatăl copilului meu. Și chiar dacă aș putea schimba ceva, n-aș face-o. Pentru că îl iubesc și voi sta lângă el. Chiar dacă vă convine sau nu. Problema e că tata are dreptate. Lucian chiar ar fi putut să sune măcar o dată, să afle cum mă simt. Mă doare foarte tare că nu se interesează de mine. Nu știu unde e și încep să cred că poliția are dreptate. Crina a declarat la poliție că nu a știut nimic despre facturile false găsite în casa ei și nici nu are vreo idee despre locul unde s-ar putea afla Lucian. De două luni nu a mai primit nicio veste de la acesta. Alo? Eu sunt Sweet. Lucian! Lucian, ce înseamnă astea? O să explic tot de acum. Unde ești? Te rog, fii foarte atentă la ce spun. M-a sunat Lucian, mi-a zis că vrea să ne întâlnim. Era foarte speriat la telefon. Sunt foarte curioasă ce are să-mi spună. Mi-a zis că vrea niște acte, să-i duc niște hârtie. Oricum, el nu știe că între timp a venit și poliția. Mi-a cerut un telefon cu o cartelă. Crina este foarte îngrijorată și nu se simte în siguranță, dar este foarte curioasă. Ce explicații va primi de la Lucian? Din păcate, doar pe ascuns mă pot vedea cu Lucian pentru că este căutat de poliție. Ce nebunie, nu vine să cred că am ajuns aici. Aș fi putut să am o viață liniștită, însă bărbatul pe care eu îl iubesc e un infractor. Dacă v-am fi închis, nu știu ce să mă fac. Chiar nu știu. Bună, Bisui. Stai jos, stai jos, stai jos. Ce-i nebunia asta? De ce nu m-ai sunat? Unde ai dispărut? Te caută poliția, zi-mi că n-ai făcut vreo prostie. Crânează-te, Crina, nu te panica. Liniștește-te, nu e nicio problemă. A fost doar o neînțelegere. Mi-a dus ce ți-am cerut? Da.
Ce neînțelegere? Nimic grav. Bobby m-a implicat și pe mine în prostia asta cu facturile și m-a tras și pe mine după el. Crina, dar mă, și n-aș fi intrat în afacerea asta dacă știam că este ilegal. Păi atunci nu e nicio problemă. Mergi la poliție, spui ce știi și vii acasă. Am o problemă serioasă. Trebuie să dispar cât mai repede din țară. Am nevoie de bani, destul de mulți. O să plec în Germania, Italia, văd eu. Pe urmă iau pe Crina și pe copil. O să te creadă inspectorul. N-am cum, Crina, nu să mă asculte nimeni acolo, înțelegi? Hai că o să fie bine, iubirea mea, ok? Să nu-ți fie frică. Uite, asta e pentru tine. Nu sunt genunchis ca să nu dau de bănuit. De ca să dorești cu mine pisoi? Da, normal că mă căsătoresc cu tine. Eu iubesc mult pisica. Trebuie să plec. Te sun eu. La așa ceva nici nu m-am așteptat, nici nu știu ce să zic. Sunt foarte fericită, Lucia m-a cerut în căsătorie. Sper să se termine cât mai repede problemele cu poliția, să putem fi împreună. Sunt foarte fericită că e nevinovat. Crina nu a spus nimănui că vrea să se căsătorească din nou. Crinuța, m-am mins să fac ceva de mâncare? Nu, mamă, că mi-am făcut un sandwich. E, hai, ceva cald. Nu. Hai, vrei tu? Nu, nu vreau. Hai, ia. Nu. Ce-i cu inelul ăsta pe mâna ta? Ce? E un inel. Oamenii mai poartă și inele. Da, dar cu piatră și pe degetul inelar? Ai ceva să-mi spui și eu nu știu? Nu, mamă, e doar un inel. E incredibilă, mama. Observă tot. Nu am vrut să-i spun pentru că nu știe să țină un secret. Doamne, și aud. Vai, o să te măriți cu un infractor. Bine. Mamă, stai. Mamă! Mamă! Cred că mi s-a rupt apa. Crinuța, stai liniștită, nu-ți face probleme. Hai cu mamă. Așa, iubita. Încet. Din cauza stresului din ultimul timp, nașterea a pornit mai devreme decât era de așteptat. Cu toate acestea, Crina a adus pe lume copilul fără complicații. Crinuța, bravo! Ai făcut treabă bună, mami! Mulțumesc! Acum odihnește-te. Copilul e bine, drăgălaș foc. Chiar Adina l-am fost cu taică tu și l-am văzut. Da. E foarte frumos! Da. Acum trebuie să mai aflăm și cine e tatăl copilului. Puteți să-l alăptați. Sigur, este foarte foame. Era să uit. Domnul doctor v-a trimis acest raport medical. Nu a putut veni deoarece este la o altă naștere. M-a rugat să vi-l dau personal. Mulțumesc. Dar ce este Crina? Este rezultatul testului de paternitate. Părinții nu au încetat să spere că rezultatul testului va arăta că Alex este tatăl copilului. Bine, dar noi nu înțelegem niciun cuvânt. Atâtea și atâtea cifre sunt identice cu atâtea și atâtea cifre ale copilului. Ce înseamnă toate astea? Costele, asta este. Crina? Tată scrie că Lucian e tatăl copilului. Îmi vine să plec în lume și să las și fată și nepot. Va trebui să-l sun pe săracul Alex și să-i spun vestea. Câteva zile mai târziu, Crina părăsește spitalul. După ce testul de paternitate dovedește că Lucian este tatăl copilului, părinții ei îi întorc spatele. Stai, dă voie să te ajut. Unde ai fost? De ce n-ai venit până acum? O să-ți explic. Explică-mi acum! Te-am sunat, ți-am trimis mesaj! N-ai dat niciun semn! Crina, nu te supăra, am fost de voi să închid telefonul. A luat-o totul razna, vor să dea toată vina pe mine.
Uite-l, ce băiat frumos am. Sunt foarte fericit că am băiat, dar trebuie să fac rost de bani să dispar din țară. M-am săturat să mă ascund. Sper să mă ajute Crina. Alex, te rog, ajută-mă! Mi-a luat copilul, mi-a luat mașina și vreau să scot toți banii din cont. Auzi, dacă vrei să-l vezi pe Titu, îl faci pe tactul să semneze. Vedeți mașina aceea? Da. Vă rog frumos să o urmăriți. N-ai decât să te duci la pușcărie! Crina își dorește o viață palpitantă alături de tatăl copilului ei. Ce-i cu inelul ăsta pe mâna ta? Oamenii mai poartă și inele. De că să dorești cum lipsi să iei? Nu o să te iubească niciodată așa cum te iubesc eu. În curând însă tânăra descoperă o altă latură a bărbatului pe care îl iubește. Doamnă, știați ce se întâmplă în apartamentul dumneavoastră? Trebuie să dispar cât mai repede din țară. Vă îmbrăcați și mergeți cu noi la secție. Crina rămâne singură și în continuare nu știe nimic de Lucian. Au trecut 3 zile de când Lucian a adus-o pe Crina acasă din spital. Bărbatul nu a avut curajul să doarmă acasă, se temea că poliția l-ar putea găsi acolo. Lucian, ce-i cu tine? Nu mai țipa, de ce ți-i cheie de ușă, a? Ce s-a întâmplat la fața ta? N-am nimic, am niște probleme. Auzi, unde ține ăsta actele de în bancă? Oprește puțin, Lucian! Tu nu te uiți la mine, nu te uiți la copil! Bine, îmi pare rău, n-am timp de așa ceva. Zi, unde ți-i actele de la bancă? Dă-mi sertarul de jos! De ce vrei să faci? Am nevoie de bani, trebuie să plec repede din țară. Păi ce e unde să pleci? Și eu și băiatul? Tu și băiatul o să fiți bine, eu trebuie să dispar mâine la prima oră. Am nevoie de bani din bancă. Lucian, avem cum să ne atingem de banii ăștia, că nu sunt ai mei. Plus că e nevoie și de semnătura lui tata. Duște-mă la tactul și fă-l să semneze. Hai că te aștept aici. Tu ești normal? Mă, ce nu înțelegi? Ce să înțeleg? Că ești un nesimțit! Că nu-ți pasă de noi! Vrei doar banii și să fugi! Îmi spui că Bobby te-a implicat în asta! Ai bine, nu-ți chiar atât de proastă! N-ai decât să te duci la pușcărie! Auzi, dacă vrei să-l vezi pe Titu, îl faci pe tactul să semneze. Și eu te aștept la cafenea în 2 ore, înțeles? Nu știu ce să fac. Dacă îi face ceva rău băiatului meu. Este o singura persoană care mă poate ajuta. Crina nu are curajul să meargă la poliție și nici să-și sune părinții. Alex rămâne singura persoană căreia îi poate cere ajutorul. Da, ce-i cu tine? Alex, te rog, ajută-mă! Știu că te-am rănit, că m-am purtat ca o nenorocită, însă trebuie să mă ajuți. N-am pe nimeni să mă ajute. Te rog, ajută-mă! Mi-a luat copilul, Lucian! Mi-a luat mașina și vreau să scot toți banii din cont! Iubitul tău, copilul vostru, nu e problema mea. N-ai spus tu că el e bărbatul visurilor tale? Nu, ascultă-mă! Ascultă-mă! Lucian e un bărbat periculos, ascultă-mă! Mi-a spus că dacă mă duc la poliție, nu o să mai fă băiat niciodată. Te rog să mă ajut! Te rog, ajută-mă! Sunt disperată! După ce Crina își dă seama că nu există nimeni care să o ajute, se întoarce acasă speriată. Aici găsește doar o scrisoare. Adu banii seara la 10 în fața cafenelei. Decide să o ajute totuși pe Crina pentru că încă o iubește. Vedeți mașina aceea? Da. Vă rog frumos să o urmăriți, să nu scăpăm din ochi. Da.
Alex recunoaște mașina Crinei și se hotărăște să o urmărească. Apoi cere ajutorul poliției. Bună seara! Mă numesc Niculescu Alexandru și doresc să denunț furtul unei mașini și un infractor dat în urmărire. Da, numele lui este Stan Lucian. Numărul mașinii este B36NKY. Suntem pe strada Aurel Vlaicu. Vă rog, grăbiți-vă! Crina este disperată. Îi este teamă că nu-și va mai revedea copilul niciodată. Doamne! Calmează-te, liniștește-te, nu s-a întâmplat nimic. Fac tot domeniul polițiști, l-am pus pe Lucian și am luat copilul. Nu i-a făcut absolut nimica. Ce s-a întâmplat? Plecasem în drum spre tine și pe drum ți-am recunoscut mașina în care era Lucian cu copilul. Am plecat în urmărirea lui și am chemat poliția. Gata, liniștește-te. Tu ești bine? Da, sunt bine. Unde ai fost, mă, mami? Alex mi-a salvat băiatul. Nu cred că o să pot vreodată să-i mulțumesc când a ajuns. Dacă n-ar fi existat el, nu știu ce s-ar fi întâmplat cu mine. Crina a trecut prin foarte multe încercări în ultimele luni. Cu toate acestea, Alex i-a fost mereu alături când i-a fost mai greu. De câteva luni, au decis să-și mai acorde o șansă și să crească împreună copilul.